Toamna aceasta va fi una plină de reușite pentru unii nativi. Aceste zodii atrag banii la ele ca un magnet și vor reuși să-și îndeplinească orice dorință au. Toate planurile lor vor deveni realitate și se vor bucura de un succes răsunător în plan financiar. Vezi dacă te numeri și tu printre norocoși. Conform știri.fresh24.ro, există câteva zodii care s-au născut sub un semn norocos, conform astrologiei. Pentru acestea, toamna va fi un motiv de bucurie, pentru că vor avea parte de un succes răsunător și vor câștiga sume importante de bani. Norocoșii vor câștiga bani frumoși și vor reuși să-și facă toate poftele. Leii vor demara un proiect bănos în următoarea perioadă. Au așteptat de mult timp această ocazie și abia acum au găsit curajul de a da startul. Sunt muncitori și ambițioși, dar norocul nu prea a fost de partea lor. Ei bine, acești nativi vor uita complet de ghinion, pentru că vor avea o toamnă bogată. Banii trag la ei și ei vor învăța cum să-i gestioneze. Săgetătorii cunosc un succes formidabil. Acești nativi nu vor mai duce lipsa banilor, pentru că vor fi avansați la locul de muncă și vor primi un salariu uriaș. Banii pe care îi vor câștiga vor fi investiți fie în propria persoană, fie într-o nouă afacere. Unii nativi au planuri mari de viitor și vor să le pună în aplicare cât mai repede. Norocoșii toamnei. Deși în ultima vreme nu au avut parte de cele mai frumoase vești, capricornii își revin din toamna aceasta. Au avut parte de o mulțime de probleme în ultimul timp, dar noul anotimp îi propulsează pe cele mai înalte culmi ale succesului. Acești nativi nu vor mai avea motive de supărare, pentru că banii trag la ei și le permit să-și facă toate poftele așa cum nu au mai reușit până acum. Peștii vor începe o colaborare nouă cu ajutorul căreia își vor îmbunătăți bugetul. Au avut parte de multe pierderi în ultima perioadă, dar acum a sosit momentul să culeagă roadele muncilor. Sunt epuizați, dar toamna aceasta se vor mai relaxa, relatează știri.fresh24.ro.